Idolii nu sunt un obiect al trecutului. Idolii sunt încă prezenți în noi, printre noi și sunt într-o formă foarte bună. Până la urmă, nimic nu s-a schimbat de la începutul istoriei omului. Omul are nevoie să-și pună pe cineva la conducerea inimii a persoanei lui. Întrebarea cea mare este pe cine îl pui acolo. Avem idol de factură culturală, cum ar fi individualismul, libertatea, materialismul, carierismul, iubirea, frumusețea și lista poate continua. Sau idoli de factură religioasă, adevărul doctrinar. Poate deveni un idol setos de sânge. Darurile spirituale pot deveni un idol în fața cărora ne plecăm fără discernământ. Performanța morală poate să devină un idol îngrozitor de aspru. Tradiționalismul poate să devină un idol care năbușe viața. Și lista poate continua. Idolii sunt prezenți în noi și sunt în formă bună. Se manifestă poate diferit, manifestarea lor este diferită, dar ei sunt vii. De cele mai multe ori, idolii nu se nasc din lucruri rele, ci din lucruri bune duse la extrem. Este foarte important de reținut acest lucru în toată această serie. Și tocmai de aceea sunt așa de periculoși, pentru că idolii nu se nasc din lucruri rele, despre care știm că sunt rele și de obicei ne ferim. Idolii se nasc cel mai adesea din lucruri bune pe care le ducem la extrem. De exemplu, când iubirea de țară, care este un lucru bun, când iubirea de țară devine un absolut, devine un idol, ea se poate transforma în xenofobie sau în rasism. Cei care nu sunt din țara noastră trebuie exterminați. Când egalitatea devine un absolut și egalitatea este un lucru bun, când egalitatea devine un absolut, ea se poate transforma în ură și violență. Când te închini egalității, atunci simți nevoia să te răzbuni pe toți aceia care au anumite privilegii, chiar dacă le-au câștigat pe drept, poate că. Când unitatea familială devine un absolut, când familia este mai presus decât orice, se poate ajunge la omorurile onorifice, uciderea unui membru a familiei care a murdărit onoarea familiei. Și vedem asta întâmplându-se pe planeta noastră. Sau când te închini unității familiei, familia mai presus de orice, intră în funcțiune poate omerta, codul tăcerii, tăinuirea infracțiunilor. Nu contează ce rele și cât de periculos sunt membrii familiei. Noi suntem familia. Ne acoperim unii pe alții. Și uitați-vă la mafia siciliană, la Ndrangheta calabreză, la Yakuza japoneză. Când libertatea individuală devine zeul tău, atunci avortul, comportamentul LGBTQ, eutanasia, sinuciderea devin norme ale societății, iar drepturile celorlalți devin irelevante. Eu am voie să fac orice. Dacă nu pricepem acest mecanism, ajungem să demonizăm ceea ce nu este în totalitate rău și să idolatrizăm ceea ce nu este în totalitate bine. Și vă rog să vă gândiți la această afirmație.
Când nu pricepem că idolii se nasc din lucruri bune duse la extrem, suntem în pericolul de a demoniza lucruri care nu sunt rele în sine și să idolatrizăm lucruri care nu sunt bune în sine, în totalitate. E bine, călătoria noastră ne poartă pe la mai mulți zei, pe la mai mulți idoli ai vremurilor noastre. Și surprinderea mea a fost că toți idolii de astăzi au un corespondent în mitologia veche. De ce? Pentru că natura umană este aceeași. Duminica trecută ne-am uitat la idolul plăcerii. Mitologia greacă era Hedone. Corespondentul mitologiei romane era Voluptas. Oamenii s-au închinat atunci plăcerii. Se închină astăzi plăcerii, în forme diferite, dar se închină. Am văzut că antidotul la idolul plăcerii nu este durerea, suferința, ci plăcerea ascultării de Dumnezeu. Astăzi o să ne uităm la idolul succesului. Poate deveni succesul un idol? Da? Micul nostru sondaj pe Instagram este copleșitor. Răspunsul este covârșitor. Poate succesul să devină un idol? 95% au răspuns că da. Ei bine, ideea, idolul succesului este prezent în vremurile noastre și a fost prezent și în vremurile acelea. Atunci se numea Hephaistos. Era zeul Șchiop și Hidos, al fierarilor, metalurgiei, sculptorilor, artizanilor. Era zeul meseriilor care îți fac un nume. Și dacă atunci te închina înaintea lui Hephaistos, aducându-ți jertfele și urmându-l ca să capeți succesul, astăzi doar manifestările diferă. Esența este aceeași. Succesul, realizările personale, onorabile în sine, pot fi transformate într-un idol veritabil. Haideți să ne uităm puțin la conceptul de succes. Madonna, o legendă a lumii muzicale, o cunoaștem cu toții, descrie seducția succesului în următorii termeni. Ascultați, o citez. Am o voință de fier, spune ea, iar voința aceasta mă împinge să cuceresc mereu oribilul sentiment al inadecvării mele. Trec de un astfel de prag învingătoare, mă descoper ca fiind o ființă umană deosebită, ca să intru într-o nouă etapă în care mă văd mediocră și neinteresantă. Și asta din nou și din nou. Și continuă ea, ascultați, deși am devenit cineva în această lume, totuși mă văd obligată să dovedesc că sunt cineva. Lupta mea nu se încheie parcă niciodată, spune ea cu frustrare. Pentru Madonna, succesul este ca un drog pe care îl iei și îți amplifică valoarea personală, doar că pentru scurt timp. Apoi e nevoie de o nouă doză. Deși am devenit cineva, mă văd obligată să dovedesc în continuu că sunt cineva. De fapt, societatea în care trăim ne face deosebit de vulnerabili la închinarea în fața idolului numit succes. Încă din anii copilăriei, alianța dintre părinți și școală poate crea o presiune imensă pe copii ca ei să devină oameni de succes, care să exceleze în toate. O veritabilă profesionalizare a copilăriei. Stăm pe ei și le însămânțăm în mintea lor că trebuie să realizeze ceva, că ei sunt grozavi, că pot, că trebuie să performeze. Și investim în ei uneori fără discernământ, împingându-i, învățându-i că trebuie să aibă succes. Și uneori folosim și versete biblice. Tu ești cap, nu coadă. Familia nu mai este o oază într-un deșert fără inimă, ci o creșă
unde dorința după succes este cultivată fără discernământ. Îi învățăm de mici să-și facă un nume. Oare ce are de spus Scriptura cu privire la tema aceasta? Pe scurt, câteva lucruri. Munca, cariera, profesia, cele care ne asigură succesul în primul rând, toate acestea făcute cu excelență sunt un bine, nu un rău. Munca este bună, cariera este de dorit, profesia poate fi încântătoare și de folos. Toate acestea sunt bune. De fapt, răul nu are statut ontologic, adică nu există în sine. Răul nu este o substanță, ci alterarea unei substanțe. Răul este un bine pervertit, distorsionat. Răul este o absență a binelui, un bine dislocat, scos afară. Răul este o acumulare disproporționată de lucruri bune. De exemplu, răul numit cancer este o acumulare necontrolată de celule bune. Răul este un bine exagerat, un bine dus unde nu trebuie. Și tocmai de aceea, aproape orice lucru ne poate deveni un idol în viață. Pentru că răul este un bine dat de pământ. Un bine exagerat, stricat, înlocuit, pervertit. De aceea și munca, profesia, cariera pot deveni un rău, un idol în fața cărora sau în fața căruia să te închini și ne poate lua de pe picioare pe nesimțite. Lucru care se și întâmplă și nu de ieri de azi, ci de mii de ani deja. Tulburarea sufletească numită facerea unui nume începe imediat după creație. Secretul mai puțin știut este că numele tău poate fi legat de Dumnezeu, fie de Dumnezeu, fie de cărămizile și zmoala realizărilor tale. Așa începe Scriptura cu acest adevăr. De cine îți legi numele? De la cine aștepți succesul? Succesul tău poate fi legat de Dumnezeu sau de cărămizile și zmoala realizărilor tale? Pe primele pagini ale Scripturii vedem un Cain și vedem un Set. Despre Cain se spune, după ce îl omoară pe Abel, Cain a ieșit din fața Domnului, a ieșit din prezența Domnului, i-a întors spatele Domnului. Și ce a realizat? Uitați-vă ce a realizat. Și a construit orașe, mi se spune. Apoi și-a diversificat munca, profesia, cariera. Iabal, urmașul lui Cain, a fost părintele celor ce locuiesc în corturi și au turme. Iubal a fost părintele tuturor celor care cântă cu lira și cu fluierul. Tubal Cain este cel care a prelucrat tot felul de unelte din bronz și fier. Citești în Scriptură și vezi că pe linia lui Cain se menționează doar realizările, succesele lor pământești. Și apoi, pe neașteptate, în Genesa 4, ni se spune că se naște Set. Și comentariul este, atunci au început să cheme numele Domnului. Și citești mai departe și vezi linia genealogică a celor ce cheamă numele Domnului, a lui Set. Și la fiecare nume găsește așa, cutare, toate zilele vieții lui cutare au fost de atâția ani. La Cain ni se dau realizările, la urmașii lui Set ni se dau ani trăiți. Deja avem un prim indiciu că cineva pune accentul pe ceva mai profund decât succesul profesional. Că carierismul nu ți asigură adevărata viață. Da, te poate face părintele aceștia ce? Mare realizare. Dar viața? Lucru și mai bine subliniat de evenimentul de la turnul Babel. Deși potopul trecuse, iar omenirea era compusă din descendenții lui Noe, un om neprihănit, idolul succesului, a înlocuirii lui Dumnezeu cu realizările omenești, nu se dă bătut, este prezent, este acolo. Și auzim pe cei de la Babel spunând, haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume, ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului. Tulburarea numită facerea unui nume este de când lumea,
este în noi. Întrebarea este în ce măsură și ce ravagii face în viețile noastre. Perspectiva Scripturii asupra muncii este cât se poate de clară. Odată cu creația, munca devine un mandat divin. Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Munca este invenția lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a făcut ca să lucrăm. Nu-i nimic rău în muncă. În urma căderii, munca este afectată de blestem. Munca nu este blestemată, ci este afectată de blestem. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ. Munca nu este rezultatul blestemului, nu este ceva rău, nu a devenit un lucru rău, ci doar o activitate plină de trudă. Munca rămâne să fie un mandat divin, o activitate onorabilă și obligatorie. Așa trebuie să înțelegem munca. N-are nimic rău în ea însăși. Ne uităm în Scriptură și vedem că meseriașii sunt respectați, leneși și disprețuiți. Orice rabin știm din istorie trebuia să învețe o meserie, Iisus însuși practică meseria de tâmplar. Munca este un mandat divin, o activitate onorabilă și obligatorie. Munca este cartea ta de vizită. Dumnezeu ne-a făcut ca să realizăm lucruri, ca să stăpânim pământul. Nu-i nimic rău în asta. Dar un lucru bun poate fi distorsionat și deturnat. Și atunci nu-i de mirare că Dumnezeu știe asta. Și în Exod 34:21 vine să ne avertizeze câte ceva cu privire la munca excesivă. Muncă excesivă. 6 zile să lucrezi, iar în ziua a 7-a să te odihnești. Să te odihnești chiar în vremea aratului și seceratului. Adică chiar atunci când ai mai mult de muncă, să te odihnești. Dumnezeu a instituit odihna în beneficiul sănătății fizice, mentale, spirituale, ca să o țină în echilibru. Pe cine? Pe muncă. Pentru că dezechilibrată, excesivă și obsesivă, munca devine un idol setos de sânge. Deci, munca este un mandat divin, dar trebuie ținută în cadrul în care a fost gândită. Câștigarea pâinii, îmbogățirea personalității. Avem cu toții niște abilități pe care, folosindu-le, ne îmbogățim. Slujirea aproapelui, munca are rolul de a-l ajuta pe cel de lângă tine. Chiar când ești un angajat. Și slăvirea lui Dumnezeu. Munca ta este o carte de vizită. Munca este un mandat divin, dar trebuie ținut în acest cadru. Pentru că altfel, când ne dăm seama că munca ne poate face mari, glorioși, celebri, ne aruncăm în genunchi înaintea ei. Muncim excesiv, ne facem loc fără scrupule, călcăm în picioare și înșelăm pentru a fi cunoscuți și recunoscuți, pentru a ne face un nume. Iar Biblia nu ne lasă neavertizați cu privire la consecințele închinării înaintea succesului. Exponentul principal, cred că este împăratul Babilonului, Nebucadnețar. Nimeni nu era mai sus ca el pe planeta Terra. Când are primul vis în Daniel capitolul 2, Daniel îl interpretează și ascultați cum vorbește despre Nebucadnețar. Cine este el? Despre gloria lui. Tu, împărate, ești împăratul împăraților. Căci Dumnezeul cerurilor ți-a dat o împărăție, putere, măreție și glorie. El ți-a dat în mâini pe oameni oriunde locuiesc ei. Ți-a dat fiarele câmpului și păsările cerului și te-a făcut stăpân peste toate. Tu ești deci capul de aur pe care l-ai văzut în vis. Asta era poziția lui Nebucadnețar. Apoi vine al doilea vis. Copacul mare și puternic crescut până la cer. Și Daniel în capitolul 4 îl interpretează și spune despre Nebucadnețar: măreția ta a crescut și s-a înălțat până la cer, iar stăpânirea ta s-a întins până la marginile pământului. De ce are aceste două viste? De ce le are?
Pentru că în ele sau în spatele lor se ascunde un avertisment pe care îl găsim în următorul verset, în versetul 25 din Daniel 4. Era o lecție de învățat pentru Nebucadnețar, omul de succes. Care este lecția? Să recunoască, spune versetul 25, că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și el o dă cui vrea. Adică? Adică oricine are parte de succes este recipientul nemerituos al bunăvoinței celui prea înalt. Și aici este secretul care îți poate ține în echilibru inima ahtiată după realizări, după recunoaștere. Oricine are parte de succes este pur și simplu un recipient nemerituos al bunăvoinței celui prea înalt. Și pericolul acesta din inimă a fost prezent oricând de-a lungul istoriei. Dumnezeu știa de el. Și în Deuteronom 8:17 le spune poporului: când îți va merge bine, când succesul îți va fi asigurat, să nu zici în inima ta: puterea mea și forța mâinii mele au făcut pentru mine această mare avere, realizare. Să-ți aduci aminte de Domnul Dumnezeul tău, că El este Cel ce îți dă putere să faci avere, să te realizezi. Și poate că cu un astfel de gând în minte, orice succes, realizare, se datorează bunăvoinței pe care nu o meriți. S-ar putea să-ți țină inima în echilibru. Lui Nebucadnețar nu i-a ținut-o. La un an distanță de la avertizare, succesul îi se urcă la cap și se lovit de sindromul de misidentificare delirantă. Altfel spus, licantropia. O tulburare psihică în care te identifici cu un animal și te comporți ca atare. Care ar fi atunci învățătura din experiența lui Nebucadnețar? Ar putea fi următoarea. Ați închina viața idolului succesului, a trăi pentru gloria personală, te conduce la un comportament dezumanizant. Te face prădător, nu persoană. Te dezumanizează fuga, preocuparea obsesivă după gloria personală. Finalul îl știm cu toții. Când împăratul și-a ridicat ochii spre cer, i-a fost redată gândirea sănătoasă, l-a binecuvântat pe cel preanalt, l-a lăudat și l-a glorificat pe cel veșnic. Așa spune Nebucadnețar: atunci când și-a ridicat ochii spre cer, mi-a fost redată gândirea sănătoasă, mi-a fost dată înapoi măreția și strălucirea mea, am devenit chiar mai măreț decât înainte. Oare am putea învăța ceva de aici? Oare am putea învăța faptul că atunci când îți ridici ochii spre cer, când îi recunoști lui Dumnezeu meritele în realizările tale, când îți ridici ochii spre cer, spre cer, realizările, gloria, succesul, numele tău devine chiar mai măreț decât înainte. De ce? Pentru că este un nume legat de Dumnezeu, nu de cărămiș și zmoală, de forța mâinii tale, de priceperea ta. Când îți ridici ochii spre cer, măreția ta crește. Nu pentru că ești mai priceput, ci pentru că ți-a legat numele de cel ce alege cum vrea el să-ți facă un nume. Asta ne învață Scriptura. Dar și viața ne învață câte ceva cu privire la succes. La alergarea asta obsedantă după a realiza ceva și după a fi cineva. Carierismul nu-ți asigură împlinirea, ne învață viața și o să vedem imediat. Închinarea înaintea idolului succesului în cele din urmă te coboară, nu te ridică. Succesul nu-ți asigură semnificația pe care o cauți. Haideți să ne uităm în viețile câtorva oameni de succes, să vedem ce spun ei. Putem începe cu Marilyn Monroe, care a fost una, poate, printre primele personalități glorioase, cunoscute pe întreaga planetă, datorită tehnologiei, a televiziunii. Actriță, model, sex symbol, divă pop în secolul al 20-lea. În cei 36 de ani de viață,
atinge culmile succesului în carieră, succes la public. Și? Și își pune capăt zilelor. Criticul Halliwell spune așa despre ea, citez: imaginea super sexy pe care și-a creat-o rapid ascundea de fapt o victimă frustrată, nevrotică și tragică a Hollywoodului. Iar ziarul care menționează moartea spune următoarele cuvinte, citez: Marilyn Monroe a murit duminică, dovedind încă o dată că nici cei 10.000 de dolari pe săptămână, astăzi este ar fi un salariu enorm, atunci era incredibil. Dovedind încă o dată că nici 10.000 de dolari pe săptămână nu pot cumpăra pacea sufletească. Să luăm dintr-un alt domeniu, Ernest Hemingway a câștigat premiul Nobel pentru literatură cu cărțile lui Adio Arme, Pentru cine bat clopotele, Bătrânul și Marea. A fost un scriitor care a prins succesul în viață fiind. Succes maxim și Los Angeles Times din 3 iulie 1961 titrează: Gunshot Blast Kills Hemingway. Și explicația: Ernest Hemingway, câștigător al premiului Nobel, novelist, cel care a detaliat violența și moartea, s-a împușcat mortal în cap la el acasă duminică cu o pușcă de calibru 12 mm. Am încheiat citatul. Vreți un om de succes din alt domeniu? George Eastman Kodak. Cu toți am auzit de Kodak. A fost un inventator scandinav care a avut o idee. Tu apasă pe buton și noi facem restul. Și aparatele de fotografiat Kodak au împânzit lumea. Această idee i-a transformat zdrențele în bogății. Numai că succesul incredibil nu l-a satisfăcut. Într-o dimineață, după o discuție cu asociații săi, s-a retras în camera sa și a scris următoarele cuvinte pe o bucată de hârtie. Citez: munca mea s-a isprăvit. De ce să mai aștept? A apărat un pistol, lager semiautomatic, l-a pus la tâmplă și a apăsat pe trăgaci. Așteptările pe care le creează succesul se lasă mereu așteptate. Mereu se lasă așteptate. Uitați-vă exemple din viață. Vreți să veni mai în vremurile noastre? Urmăreți-l pe Jim Carrey, faimosul și prosperul actor de comedie. În interviurile sale se deschide și spune despre goliciunea sufletească pe care o resimte în ciuda succesului. Și cu ironia lui binecunoscută face următoarea afirmație, citez: cred că fiecare om ar trebui să se îmbogățească, să devină celebru și să-și împlinească orice vis a avut, ca să înțeleagă că nu acesta este răspunsul. Am încheiat citatul. Urmăriți-l pe Elon Musk, antreprenorul din spatele faimoaselor companii Tesla, SpaceX, X, Twitter-ul. Succes nemaipomenit în lumea afacerilor. El este foarte sincer când vorbește despre prețul fizic, psihic și sufletesc pe care trebuie să-l plătească pentru succes. Oare exemplele acestora, oameni care au gustat succesul maxim, nu spun chiar nimic despre deșertăciunea realizărilor noastre, realizărilor pământești? Oare nu spun nimic despre împlinirea fragilă și foarte temporară pe care o asigură o carieră de succes? Ne-am uitat în spatele scenei succesului. Ce-l produce, mecanismele, cum funcționează. La întrebarea sau aspectul cel mai practic al întâlnirii noastre este: bun, și ce am eu de făcut? Cum mă verific dacă mă închin succesului? Și uitați-vă bine cum te verifici dacă te închin succesului. Și sublinez acel te, pentru că trebuie să te verifici pe tine dacă te închin succesului, nu pe cel de lângă tine. Evaluarea care urmează este a ta personală, nu a celui de lângă tine, oricât de apropiat ar fi el de tine. Așa că
Cum te verifici dacă te închini succesului? Sunt câteva domenii în care poți să pui stetoscopul. Un domeniu este imaginația. Închinarea ta este ceea ce faci în solitudine. În alte cuvinte, adevăratul Dumnezeu al inimii tale este acela la care îți fug gândurile fără niciun efort, când atenția nu ți este pretinsă de niște sarcini pe care le-ai de făcut. Unde îți fug gândurile fără niciun efort când stai în solitudine? La ce te bucuri să visezi? Pe unde îți zburdă visurile tale? Ce scenarii îți ocupă mintea când nu ai ceva anume de făcut? Mereu sunt strategii de avansare, de recunoaștere, de a da lovitura, de a te face cunoscut. Un scenariu, două legate de carieră, nu este un indicator al idolatriei. Trebuie să muncim în cariera noastră, sigur că da. Dar un obicei obsedant, o preocupare consumatoare cu privire la recunoaștere, la succes, la realizări, poate să fie un indicator. Așa că uite-te în imaginația ta cum îți umblă imaginația și de la ce se gândește. Un al doilea domeniu este investiția de timp și bani. Poate fi un alt indicator al idolatrizării succesului, a realizărilor. Unde este comora voastră, este și inima voastră, spune Iisus în Matei 6, 21. Așa că timpul excesiv petrecut cu realizările pentru a obține succesul și cheltuielile excesive pentru avansarea numelui pot fi un indicator. Cum îți arată timpul? Cum îți arată cheltuielile? Dacă ai curajul să-ți faci o situație a lor, s-ar putea să spună câte ceva despre câte, în ce măsură te închini acestui idol setos de sânge. Un al treilea domeniu sau aspect în care ne putem verifica are de-a face cu reacțiile emoționale la nereușite. Sunt un indicator foarte bun. Oamenii care caută frenetic succesul sunt mult mai afectați și copleșiți de nereușite. Îi doboară, îi agită. Poate te-ai rugat, ai investit timp și bani pentru carieră și nu primești cât consider că ar trebui să primești. Și atunci reacționezi exploziv, fie prin mânie, fie prin disperare. Care sunt reacțiile tale la nereușite, la neîmpliniri? De asemenea, în același domeniu, un alt indicator al închinării tale pot fi reacțiile negative, intense, la avansarea profesională a altor colegi. El da, eu nu. Cum? S-ar putea să fie un indicator al închinării tale. Sau simți că trebuie să performezi ca să ai valoare, ca să fii apreciat? Ai impresia că dacă nu dovedești că poți, ești un nimeni? Sau hai să aduc lucrurile și mai aproape de noi, indiferent de vârstă. Cât de urât reacționezi când nu câștigi la un joc? Fie că e fotbal, joc de echipă, fie că e un joc de masă, ce se întâmplă acolo în tine când pierzi? Cu toții vrem să câștigăm, de-aia ne jucăm, bineînțeles. Joci un anumit joc ca să câștigi, ca să realizezi ceva și normal. Dar dacă nu o faci, ce se întâmplă acolo în tine? Sigur că, ca adulți, știm să ne controlăm. Dar acolo în tine, tu știi cât ești de devastat că ai pierdut la un joc. S-ar putea să fie un indicator al foametei tale după recunoaștere și succes. Un al patrulea domeniu în care ne putem verifica, evalua, este imaginea de sine.
o imagine distorsionată de sine, s-ar putea să te vezi foarte grozav. Adică atunci când realitățile sunt fundamentul valorii tale, dacă în mintea ta gândul acesta este stăpân acolo, dacă realizezi ceva, atunci sunt valoros. Dacă realizările sunt fundamentul valorii tale, poți ajunge să te crezi bun la toate, să crezi că ai expertiză în toate domeniile. Și dacă crezi că ai expertiză în toate domeniile și ești bun în toate, s-ar putea să fie succesul ăla care te mână să ai impresia asta, care e greșită. 5. Cum îți arată imaginea publică? Poate fi un indicator a închinării tale în fața succesului. Cauți să ieși în evidență prin toate mijloacele. Ești avid după recunoaștere. Vrei să se știe că ai realizat ceva. Și mai ales în vremurile platformelor sociale, poți deveni celebru fără să trebuiască mult efort. Prin câteva jonglerii, de genul afișării publice, uneori mascate, a fiecare amărâte de realizări, sau prin câteva hărțuiri, încăierări publice, reușești să devii cunoscut. Devii cineva. Numele tău este cunoscut. N-ai realizat nimic în viață, dar ești cunoscut pe internet. Ești influencer. Pentru că faci scandal. Și numele tău ți-l știe toată lumea. Numele tău este recunoscut, că ești ăla care se leagă de toți. Ești căpușa care trăiește din sângele realizările altora. Și când te uiți în viața lui reală, de fapt observi. De fapt observi că n-are nimic. Și când n-ai nimic, se pare că, când în viața reală n-ai nimic, în viața publică, imaginea publică, ți-o poți ridica pe nimic. Imaginea publică poate spune ceva despre căutarea disperată de a dovedi cine ești. 6. Un al șaselea domeniu este raportarea la oameni. Cel care se închină succesului are tendința să folosească oamenii ca mijloace spre succes. Cum te raportezi la oameni? Este o întrebare pe care merită să ți-o pui. Te interesează nevoia și demnitatea oamenilor de lângă tine? Sau te interesează doar atâta cât nu intră în conflict cu interesele tale? Dai din coate ca să înaintezi? N-ai scrupule când calci pe oameni ca să te înalți pe tine? Raportarea la oameni poate spune ceva despre gradul tău de închinare în fața succesului setos de sânge. Și un al șaptelea domeniu de verificare este raportarea ta la actele de slujire. Ești deschis și implicat în slujirea dezinteresată? Sau ești selectiv cu actele de slujire în funcție de demnitatea pe care o poartă? Te cam fere să faci muncile de jos, nu-s de tine? Și te pot fi semnale că tu cauți recunoașterea, realizarea, că tu ești cu genunchiul plecat în fața idolului numit succes. Când știi cine ești, când nu cariera, realizările te definesc, nu ți-e rușine să faci chiar și cele mai umile acte de slujire. Numai oamenilor nesiguri le este teamă să se coboare, să slujească. Pentru că doar oamenii nesiguri nu-și dau seama că de fapt te ridici când te aplegi la cel căzut. Doar oamenii nesiguri nu pricep că de fapt te înalți când ridici pe altul. Te înalți în ochii celor pe care ridici, te înalți în ochii celor care te văd că îl ridici. Dar nu pricepem. Iată 7 domenii prin care te poți auto-evalua. Și este ceva între tine și Dumnezeu. Bun, m-am evaluat, mă evaluez. Îmi dau seama de hidoșenia acestui idol. Hephaistos, idolul șchiop și hidos al succesului. Mi-am dat seama, îmi dau seama că sunt acolo.
ce e de făcut. Idolatria este adictivă, progresivă și în cele din urmă fatală. De aceea trebuie să ne păzim. Bine, dar cum? Cum te descotorosești de idolul succesului? Și aici o să vedem câțiva pași. Dar vreau să ținem minte următorul lucru. Acțiunea rezolvă problema, nu gândirea excesivă cu privire la problemă. Acțiunea pe care o întreprinzi îți poate rezolva problema pe care o ai, incertitudinea pe care o ai, nu gândirea excesivă. Așa că, uitați-vă câțiva pași, ce e de făcut. 1. Cere ajutor. Și mai bine zis, predă-te lui Dumnezeu. Când gândești ca un dragon, devii un dragon, spune C.S. Lewis, figurativ, în cartea sa Călătorie cu zori de zi. Când gândești ca un dragon, devii un dragon. Când îți setezi inima pe putere și succes, devii un prădător lipsit de inimă. Și dacă cumva reușești să-ți vezi hidoșenia, poți încerca să te dezbraci singur de pielea de dragon, numai că nu reușești. Este nevoie de un leu, aslan, care să te dezbrace. Iar când aslan începe, gheara lui intră direct în inimă și de acolo începe dezbrăcarea de pielea de dragon în care te-ai îmbrăcat pentru că ai vrut, pentru că ai gândit ca dragonul. Inima omului este o veritabilă fabrică de idoli. Există speranță? Da. Dacă înțelegem că idolii nu pot pur și simplu fi îndepărtați. Ei trebuie înlocuiți. Aici este secretul. Idolii nu pot fi pur și simplu îndepărtați, fugăriți. Ei trebuie înlocuiți. Dacă doar îi rup din pământ, ei cresc la loc, așa că trebuie substituiți. Cu cine? Cu Dumnezeu, bineînțeles. Trebuie să-l scoți de aici și să pui pe altcineva aici. Așa că cere ajutor. Predă-te Domnului, caută-l. 2. Ascute-ți gândirea critică. Învață să gândești corect. Și Scriptura ne învață cât se poate de bine cum gândim corect. Care este gândirea sănătoasă? Pavel spune în 2 Corinteni 10, măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți fiind de firea pământească. Adică, ce înseamnă asta? Înseamnă că credinciosul trebuie să aibă o perspectivă mai înaltă decât cea biologică, decât firea pământească. Perspectiva creștinului trebuie să vină din altă direcție, să privească din alt unghi situația cu care te confrunți. Orice gând îl facem rob ascultării de Hristos, spune Pavel. Adică ce? Adică credinciosul verifică și interpretează toate gândurile care îl asaltează. Într-o ascultare completă de Hristos. Am gândul acesta al realizărilor, al afișării, am aviditatea asta de a fi recunoscut, de a păși înainte, de a rupe acoperișul casei. Ce e cu gândul ăsta? Din ce unghi îmi vine? Cum îmi vine? Nu-i permit să se dezvolte. Pentru că cu cât ești mai selectiv cu gândurile, cu atât mai încântătoare îți va fi trăirea. Aici e secretul. Orice gând îl iei și nu-i dai voie să se manifeste, ci îl supui ascultării de Hristos. Ce mai putem face? 3. Reconfigurează-ți cartea de vizită. În dialogul cu oamenii, atât cel verbal, cât și cel afișat pe platformele sociale. Reconfigurează-ți cartea de vizită. Fă o curățenie acolo. Treci prin ea și vezi, asta... Am fost mizerabil aici. Uite cum m-am afișat aici. Numai noi ne știm motivațiile pentru care punem tot felul de chestii acolo. Reconfigurează-ți cartea de vizită. Etalarea exterioară este un sărac substitut pentru valoarea lăuntrică. Am mai spus-o de atâtea ori. Idolul succesului trebuie înlocuit. Acțiunea rezolvă problema lui, nu gândirea excesivă la succes. 4. O altă acțiune. Fă loc și altora.
Ajută-i să se realizeze, să aibă succes. Deschide calea succesului și pentru alții. Ajută-i să realizeze ceva. Este un mod extraordinar de a arăta că nu-ți dorești să fii tu number one. Că nu vrei succes doar pentru tine. Faci loc și altora. Poftim. Te susțin. Îți deschid uși. Pun o vorbă. Te învăț. Îți dau resurse. Între apostol s-a riscat o ceartă ca să știe care dintre ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Oameni ca noi. Iisus le-a zis, cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic. Oh. Și cel ce cârmuiește să fie ca cel ce slujește. Așa că ia strunește-ți interesele și deschide drumul realizării pentru altcineva. Investește mereu în cineva. Refuză frica că îți va lua locul. Și refuzând frica că ți-a locul și ajutându-l, tu arăți că nu te stăpânește idolul. Pentru că atunci când deschizi calea succesului pentru alții, tu îți mărești semnificația. Îți faci un nume, nu din cărămiz și zmoală. Tu devii mai semnificativ în viața celor pe care l-ai ajutat și în viața celor care te văd că nu umbli cu limba scoasă după realizare și după recunoaștere. Semnificația ta ca om crește, de fapt. Așa că nu lăsa ca pofta după succes să-ți distorsioneze inima și să-ți fure numele care cu adevărat contează. Și cinci. A cincea acțiune pe care o poți întreprinde ca să înlocuiești idolul succesului. Investește pentru împărăție. Adică dăruiește dezinteresat din realizările tale și din competențele tale. Pro bono! Fără să cauți un câștig sau recunoașterea personală. Pentru că dacă dăruiești interesat din realizările și din competențele tale, dacă de fapt tu te implici ca să cauți câștig sau recunoaștere personală, tu muți problema idolatriei în alt spațiu, în lucrarea bisericii. Pentru că pericolul idolatriei este la fel de mare și în domeniul lucrării bisericii și pentru oamenii bisericii. La fel de mare. Nicio diferență. Așa că dăruiește dezinteresat din realizările tale și din competențele tale de bunăvoie, pro bono, fără căutarea după câștig sau recunoaștere. Uite ce am făcut eu, să se știe că am făcut. Îți mut succesul din lume în biserică. În concluzie, te descoperi gândind că succesul și realizările îți asigură semnificația? Nu știu ce e în inima fiecăruia. În filmul Carele de Foc, competitorul lui Eric Liddell, alergătorul Harold Abrahams, este un perfect exemplu al omului a cărui identitate și valoare stă în realizările sale. Și într-o scenă din film stă de vorbă, Harold Abrahams stă de vorbă cu logodnica lui, sunt înaintea competiției. Și alergătorul spune, citez, mulțumirea, am 24 de ani și n-am cunoscut-o niciodată. Mereu alerg și habar n-am ce urmăresc. Mă uit la culoarul dinaintea mea, 1,2 metri lățime și am 10 secunde singuratice care să-mi justifice întreaga existență. Dar voi reuși oare? Cuvintele astea sunt devastatoare. Alerg, dar nu știu ce urmăresc. Am 10 secunde singuratice care să-mi justifice existența mea, valoarea mea. Așa, și dacă nu câștigi, ești degeaba. Ești un nimeni. Dacă așa privești viața, dacă valoarea ta, identitatea ta este dată de realizările tale, ești pierdut. Că la un moment dat sigur pierzi cursa. La un moment dat cele 10 secunde singuratice nu-ți vor justifica existența. Cât de setos de sânge poate să fie idolul acesta?
și nu se mai oprește niciodată să-ți ungă tot sângele dacă nu îl înlocuiești. Întrebarea pe care am putea lua cu noi este: ce îți justifică ție existența? Antidotul închinării înaintea succesului nu este lenea, nu este delăsarea, ci munca închinată Domnului, recunoscându-i bunăvoința.